bucat va da brânza? 25 în secție. Ai văzut mai? Nu știu cum dracu, aia și nu mai era, nu zicea da, că n-are bani. Da, că nu... da, mai Giger, mă. Și acum trei niși? Da, da, mai Giger, pentru că nu mai livrăm decât acolo fără cura deloc decât cartul. Și comisioanele, ți-am spus, ca și la salarii, sunt foarte mari, sunt aproape de 48%. Tu nu din tot ce vinde, nu înțelegi românește că de jumătate să duc. De până în decembrie, aia, dar acum stabilesc. Pantelimonul am primit cotificare unde era sediul lor. Da. De la CIPU se reconfigurează și se trimite merchandiser, să așezăm asta pe rafă. Da. Adică nu mai e ce astăzi. Dacă nu face, se face trecerea la produse, ușor. Se reconfigurează cu produse în stilul Carrefour. Într-o altă zile nu mai există decât Carrefour. Carrefour, nu mai știu, Mega Image a cumpărat Profi și sau Penny și nu mai știu. Ne rămâne doar Mega Image, Lidl și Carrefour și Auchan. Altceva nu se mai știu. Dar cu Lidl-ul, că Lidl-ul a aprobat și de ce-o fi mai făcut, că zicea că ți-i facă comandă în nu știu câte mii de bucăți și nu... Păi noi nu ne-am ținut de... Nu ne-am ținut de... Da, nu puteam să oferim comanda ala. Și formă nici ei nu ne garantau că ne vând produsele care le ducem, înțelegi? Da. Și dădeam cu paleții și luam înapoi tot cu paleții. Da. A intrat pe Valea Prahovei și a închis Lidl-ul de la Bușteni și de la, pentru un an de zile. Tot așa, pentru aceeași chestie care a pățit-o și Carrefour.